Atenție, zâmbim. Arătați-ne florile, doamnă Maria, vă rog. Minunat. Și după o ploaie frumoasă, plină de belșug, ce ar fi mai frumos decât o surpriză? Astăzi o felicităm pe doamna Maria, pe doamna Maria Zacon cu 69. Nu era la Capaclia, am venit la Hănăseni. La Hănăseni ploua, derupea pământul, dar totuși am găsit-o, am dat de ea și mergem să o felicităm. Bună ziua! Bună ziua! Hai să aprindem lumina aici. Undeva scrisă. Da. Luciană, trece pașii, trece Luciană. Bună ziua, doamna Maria! Salutare și ție, Lucian! Știm că astăzi este o zi frumoasă, o zi importantă pentru familia voastră. Și anume, în partea mea dreaptă, acum, am doi sărbătoriți. Cineva împlinește 69 și cineva împlinește cât? 13 ani. Să știți că sunteți foarte bravă, sunteți niște persoane străduitoare. Mai ales dumneavoastră, doamna Maria, a se cumpăr foarte mult în această casă. Să vă prindem la fica dumneavoastră și să vă spunem mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Noi vă dorim la mulți ani sănătoși, la mulți ani frumoși, fiecare obstacol, tristețe, neplăcere din această viață, să o depășiți cu ușurință, să zâmbiți absolut mereu, inima să vă bată doar de bucurie, doar de fericire, lacrimile dacă curg, să curgă iarăși. De fericire, de bucurie, de satisfacție, de armonie, pentru că dumneavoastră sunteți norocoasă, pentru că dumneavoastră sunteți bogată. Aveți o familie care tare vă iubește și care astăzi ne-a trimis aici. V-am căutat un pic și după o ploaie bunășoară a venit să vă felicităm. Dacă ploaia înseamnă belșug și dumneavoastră spun unde este acest lucru. În ziua de astăzi numărăm pe degete persoanele care ajung la 69-70 să se simt bine. Noi vă trebuie multă sănătate, dar știi, Lucian, pentru că astăzi este și ziua ta, vă dorim mult noroc absolut în tot ce începeți să faceți. Știm că aveți multe scopuri, știm că aveți planuri și dumneavoastră, dar mai ales tu, tinere. Mai am o nepoată la Italia, Evelina, fetița mea, dar nu-i cu noi. Am înțeles, o felicităm și pe Evelina, poate ne urmărește acum live, pentru că în această clipă, persoane care ne-au trimis aici, vă vizionează live în direct. Dar, poftim? Viorica, nu știu, dar dacă totuși ați început să dați variante de răspuns, cum credeți? Cine ne-a trimis aici să vă cântăm la mulți ani din toată inima? Viorica, Sasha, Nico, Iurea, copiii noștri. Viorica, Sasha, Iulia, Nico. Am înțeles, bine, noi am luat în calcul varianta dumneavoastră de răspuns și trecem mai departe. E zi de naștere, puteți să dați lui Lucian Tortol, e zi de naștere și dumneavoastră nu e secret că iubiți foarte tare florile. Din această cauză am și venit astăzi la dumneavoastră un buchet încărcat cu astromieri, un buchet frumos, un buchet plin de dragoste pe care trebuie să îl mirosiți și să zâmbiți din toată inima. Pentru că astăzi împliniți 69 de ani și vă mai spunem o dată la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți, la mulți ani fericiți. Cum vă simțiți anume acum? Emoționată. Ați mai avut parte vreodată de așa ceva? Nu. Și dacă totuși mi-ați dat câteva variante de răspuns,
surpriză vine din partea Viorica. A spus că vine din partea lui Sasha, ați mai spus acolo Iulia, Nicu. Mai gândiți-vă un pic. Livia? Nu știu, poate aveți dreptate. Mai aveți vreo variantă? Serghei de la Germania sau Gheorghe de la Rusia. Serghei sau Gheorghe. Să știți că una din variantele dumneavoastră de răspuns a fost corectă. Dar mai avem un cadou. Acesta este un coș încărcat cu fructe. Să vă alimentați sănătos, să vă alimentați corect. Iar aceste vitamine o să le împărțiți astăzi, cred că cu Lucian și tortul de asemenea, pentru că e și ziua lui. Multe vitamine, toate pentru tine, Lucian, toate pentru dumneavoastră, doamna Maria, la mulți ani vouă, la mulți ani familiei, și dacă e sărbătoare, este imposibil să nu fie prezentă și șampania. Așa că astăzi, șampania aceasta trebuie să o desfacem, să sară pluta tocmai la Peșeni, corpul lângă Zavod, și să turnați în pahare, să ciocniți pentru 69 și pentru 13 ani, aceasta vă aparține. Și încă o dată, Lucian, hai să cântăm, doamne Maria, la mulți ani, vrei? Hai! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și o să rup obraz. Și dumneavoastră, nu vă arătăm în cadru, hai! Sau chiar dacă ați venit, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine dacă nu? Maria să trăiască, Maria să trăiască, la mulți ani. Lucian să trăiască, Lucian să trăiască, la mulți ani. Și Evelina, Evelina să trăiască. Toți să trăiți într-un mulți ani fericit și am ajuns la o etapă a surprizei, când totuși e cam greu, așa? Pe călțineul până jos. Am ajuns la o etapă a surprizei, când ar trebui să vă spunem totuși din partea cui noi astăzi am venit. Iar noi, draga noastră, am venit astăzi din partea copiilor Viorica, Alexandru, nepoții Iulia, Alexandru, Nicu și, desigur, strănepoțelul dumneavoastră, Kevin. Aceștia vă iubesc foarte mult și vă sunt recunoscători pentru faptul că sunteți o mamă de nota 10, ați fost lângă ei, ați fost lângă ei când au avut nevoie de ajutor, sunteți lângă tatăl lor, îl iubiți, îl încurajați, îl respectați și pentru acest lucru meritați toate aplauzele noastre. Asta o desfacem împreună? O desfacem cu siguranță și mai avem noi o procedură frumoasă la surpriză. Am spus că aveți planuri, aveți scopuri, așa că mergem afară să aprindem lampionul, cât încă nu plouă, și o să-l ridicăm sus la cer. Dumneavoastră o să vă puneți o dorință împreună cu Lucian, am eu să țineți acest balon și el o să se ridice frumos la cer, în timp ce ascultăm o melodie frumoasă despre mamă. Areți afară, după care revenim la fotografie. Doamna Maria, uitați-vă, vă rog frumos, la cameră și transmiteți-le copiilor câte ceva. Și nepoților tău. Tare. Sasha, Viorica, Nicu, Sașocu, Kevin, Iulia, mulți ani și vouă și vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc și vouă sănătate și să aveți grijă de mine. Mulțumim frumos! Mai spun ceva? Mai spuneți-le încă. De când nu v-ați văzut cu ei? Din martie și mulți ani și fericirii, tot cele bune și lor. Și le mulțumesc din tot sufletul și din inimă. Mulțumesc la toată familia Mistrati, eu Zarcon, și
să mergem înainte. Și lui Taixul, salutări la capul fiar. El a rămas cu păsările, dar îl salut și pe dânsul. O jumătate a mea. De 19 ani știm și am grijă Taixul și le mulțumesc foarte, foarte mult la de Viorica. Și mulțumim frumos. Nu plecați? Nu plecați, că vreau să vă întreb câte ceva. Lucian, tu ce-i dorești, doamne Maria, astăzi de ziua ei? Să trăiască, să împlinească orice dorință care vreau. Mai tare când vreau. Să fie alături de noi. La mulți ani și ție încă o dată. Iar dumneavoastră, ce-i doriți, mamei? Îmi doresc sănătate, fericire la copii, de la nepoți, de la strănepoți, da. Să aștept aprilie. Îmi doresc să fii mereu lângă copii, aproape, și să-i susțină pe toți care o susțină și pe dânsa, care o iubesc. Și pe psihotare și de acasă, și noi o iubim mereu și... Să o avem sănătoasă în fiecare an și încă mulți, mulți ani să avem sănătate. Și mulțumim la celor care au făcut surpriza făcută, le doie Domnul sănătate și fericire, înțelegere și pace. Mulțumim și dumneavoastră că totuși ne-ați primit și ne-ați zâmbit în schimb. Iar acum ascultăm o melodie emoționantă despre mamă și o să prindem acest lampion. Brațe, cine te-a purtat, cine de mic somnul ți-a vecheat, când ai căzut te-a ridicat, durerea ea s-a alinat, cu tine împreună lacrima. Când primii pași ai încercat, pe cine întâi tu ai strigat, lângă ea de frică. Toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine? Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți ia? Sarcina este următoarea, dumneavoastră, doamna Maria, dar și tu, Lucian, pentru că... spunem, dorința trebuie să vă puneți, iar noi lansăm lampionul 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Așa, cumva să nu se ducă în cireș. Iar noi haideți să aplaudăm tare, tare, tare pentru dorința dumneavoastră și pentru faptul că sunteți o bunică, o mamă, da? Mama mea, icoană sfântă, sărut mâna ta muncită.
și fața arsă de soare, pe care o curs la vremioare. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.